Și vă rog să faci un șantier și domnul. Deci totul. Da, șantier de la domnul. Da, da, da. Bună dimineața! Vă mulțumim că ați venit. Suntem primul partid care votează pentru alegerile prezidențiale. Dragi botoșăneni, astăzi avem ocazia de a scrie împreună istoria. Astăzi am votat pentru un președinte patriot, pentru un președinte cu dragoste de țară, pentru un președinte care a fost și va fi mereu printre oameni. Mesajul meu este foarte simplu, vă rog să veniți la vot, împreună putem aduce schimbarea de care avem nevoie. Bună dimineața, oriunde ați fi, haideți la vot. E șansa noastră, o avem acum, pentru următorii 10 ani, de a avea președintele nostru, al românilor, al antreprenorilor, al angajaților, al celor care produc sau vând ceva în țara asta. E șansa noastră să avem președintele nostru și nu al sistemului. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că o astfel de șansă o avem acum și nu o vom mai avea. Haideți să nu o ratăm și haideți să facem schimbarea de care țara asta are atâta nevoie. Așa să ne ajute Dumnezeu. Este pentru prima dată când votez la prezidențiale, deoarece am considerat că până acum nu am avut un președinte de țară care să mă reprezinte. Am ales astăzi să susțin un om pe care îl cunosc din perioada în care eram în liceu. Este un om care în toți acești ani, de când îl știu, nu s-a schimbat, a rămas același, care luptă pentru drepturile românilor de pretutindeni. Cred în el și am crezut în el din prima zi în care am văzut cât de mult își iubește țara și cât de determinat este să îndeplinească ceea ce își dorește și cu siguranță, alături de voi, de toți cei care ne susțineți, anul acesta vom reuși să scriem istorie. Nu am voie să zic despre cine este vorba, dar cu siguranță v-ați dat seama din descriere, pentru că este singurul candidat suveranist și este singurul candidat patriot al acestei țări.